Pompierii mehedințeni sunt mereu la datorie. De la începutul anului, aceștia au intervenit pentru stingerea 453 de incendii izbucnite la vegetație uscată, 31 dintre acestea producând pagube materiale. În ultima perioadă se remarcă o creștere semnificativă a incendiilor produse la vegetația uscată. În cele mai multe cazuri, intervențiile devin dificile din cauza locurilor greu accesibile în care izbucnesc flăcările, la care se mai adaugă și condițiile meteorologice nefavorabile. Atragem atenția că arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca măsură fitosanitară de combatere a răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Totodată, le reamintim cetățenilor că arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale, fără obținerea permisului de lucru cu focul emis de primărie cu avizul gărzii de mediu și fără luarea măsurilor de împiedicare a propagării focului la vecinătăți, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie.